După doi ani de mandat, Paul Brammel apreciază în special schimburile comerciale dintre cele două țări. Importurile din Marea Britanie au crescut în 2015 cu 17,5%, dar și exporturile către Regatul Unit se află pe un trend ascendent. În acest context a fost inaugurată prima cameră de comerț britanico-română la Cluj-Napoca, iar pe listă se mai află și orașele Timișoara și Iași. Domeniile de interes pentru investitorii britanici sunt extrem de variate, de la vinuri, comunicare, medicamente și până la tehnologia informației. În ultima perioadă, Iașul a devenit foarte tentant pentru firmele de IT din Marea Britanie datorită tinerilor bine pregătiți și buni vorbitori de limbă engleză. Sunteți un oraș cu mare universitate, foarte bun și tine care ieși și... den acht universitäts a un talent for them are bun de Limba inglese shi sunt un, un fel de pol de atraxia pen firme it Ambasadorul a apreciat și calitatea tinerilor români care merg să studieze în Marea Britanie, dând ca exemplu Universitatea din Essex, unde peste 30% dintre cei mai buni absolvenți provin din România. În ceea ce privește Brexitul, cel mai probabil negocierile pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană vor începe în martie 2017 și va fi un proces de durată de aproximativ 2 ani. Românii sunt absolut bine veniți în Marea Britanie. Aș, aș vrea să subliniez că uh, românii joc un rol foarte important în Marea Britanie, de exemplu în Serviciul Național de Sanatate, unde uh, lucrează uh, aproape 25. Sute de, de medici români sau studenți români care uh, premiască rezultate foarte bune la universități cel mai bun din, din Marea Britanie. Deci, deci fac o contribuție uh, foarte mare și sunt bineveniți. Excelența sa, Paul Bramwell va petrece sărbătorile în România, dorindu-și să aibă parte de un Crăciun tradițional în Transilvania. De altfel, evenimentele din viața ambasadorului Marii Britanii pot fi urmărite și pe Twitter, unde are în acest moment peste 3400 de urmăritori.